petrecere reușită la staff party și pentru asta îi mulțumim lui Vigo, care este chiar lângă mine. Salut, Vigo, ce faci? Cum te-ai simțit la noi? Bună, m-am simțit excelent, lume ok, dar fiind faptul că e luni, chiar lume multă și m-am simțit foarte bine, foarte bine. Spune-ne ce faci tu la Brașov, ce petreceri organizezi acolo? Da, avem un brand de petreceri mai nou, să zic așa, probabil mai băiat, cu care ne ocupăm, facem petreceri, strângem lumea, pot să zic că facem conexiunea între București și Brașov. Foarte tare! Unde ai pus în ultima perioadă? Doar în Brașov sau și în alte locații? Am mai fost la Bacău, o să merg săna viitoare la Sibiu, iar revenim la Bacău, la București, sperăm un Cluj în curând, poate în Timișoara și na. Producția? Producția încă pe la începuturi, mai mult cu muzica, cu pusul. Și cum vezi anul 2013? Un an și mai bun. Deci, din toate punctele de vedere, părerea mea. Unde te găsim? Pe SoundCloud, Facebook? SoundCloud.com/Vigo, Facebook.com/Vigo 007. De ce 007? Că Vigo era ocupat și trebuia să dau o cifră. Ok, am înțeles. Mersi mult de tot! Cum a fost anul 2012 pentru tine? Anul 2012 a fost un an de succes, multe petreceri, atât pe plan profesional cât și pe plan muzical și de toate planurile a fost un an de succes. Chiar a fost un an de succes. Eu de obicei obișnuiesc să întreb toți DJ-ii și te întreb și pe tine un lucru ciudat care ți s-a întâmplat atunci când puneai muzică, nu știu, ceva și din comun. Nu e chiar așa, ești din comun, s-a întâmplat de multe ori să pun muzică și să lumea să vină să ceară mult și mult și mult mai agresiv și tot și tot ce mai agresiv. Spune-mi trei lucruri de care nu te poți lipsi. Muzică, fete și natură. Mersi. Salut, sunt Vigo și urmăriți fotoclubbing.ro.